Adresându-se tinerilor, Apostolul Ioan spune, v-am scris tinerilor pentru că sunteți tari. Vă dați seama că în emisiunea asta am cei mai tari tineri din această zi. Să nu trageți concluzia neapărat că sunteți singurii, dar sunteți singurii care sunteți în această zi. Deci îl avem aici pe Raul, Jessica și David. David sau David? Daniel. Deci nici unul, nici altul. Daniel, bun, nu ești în groapa cu lei, nu te simți ca în groapa cu lei, așa, te simți în mijlocul tinerilor, bineînțeles că excepția mea. Bine ați venit la emisiunea noastră, mulțumesc frumos că ați răspuns pozitiv invitației. Mulțumim și noi. Mulțumim. Păi zici tu mulțumim, dacă tot auzi. Cu cea mai mare plăcere. Da, auzi, cu cea mai mare plăcere a venit. Bun. Deci încercăm să avem o emisiune frumoasă cu tinerii despre ce putem să discutăm, nu despre ce gândiți voi. De data aceasta o să discutăm cu tinerii despre biserică. Biserica în prezent, biserica în viitor, pentru că ei sunt în același timp prezentul și viitorul bisericii. Deci care aveți cele mai mari emoții, să încep cu voi? Începem cu Jessica, ar fi frumos din partea Bine, noastră. Sigur. Spune-ne legătura și experiența ta cu biserica până acum. Până acum, eu am crescut într-un mediu creștin, într-o familie creștină și am mers de mică la biserică, am și slujit și am putut să... Cu bucurie sau cu bucurie, de... Cu bucurie, da, da, cu bucurie, și... cum se zice acum la emisiune, cu bucurie, am înțeles. Din inimă. Da, da, ce ai slujit în biserică? Am cântat cu tinerii. Da? Da, am avut un grup și... Și mai sunt lucruri care le-am făcut cu copii, de exemplu, tabere de copii și am ajutat cu ce am putut. Chiar îți place sau...? Da, am făcut, am avut pe inimă. Deci, dar te ajută și pe tine sau numai pe ei? Și pe mine mă ajută și mi-aduc aminte când eram mică și participam și eu și erau alții care aveau grijă de mine și investeau în copii. Și am vrut să dau asta mai departe, să pot să... Am vrut să zic, să nu zici că ești una din fetele serioase care te-a apucat așa pe conștiință. Dom'le, alții au investit în mine, hai să fac și eu ceva la vremea mea. Dar chiar e bine, chiar e bine. Adică mi se pare absolut o normalitate și încerc de multe ori să le spun băieților, dar nu o să le spun băieților prezenți decât dacă o să le spun, că Dumnezeu este bun, dar este și onest. Și în timp ce noi tot apelăm la harul lui Dumnezeu să ne dea el în bunătatea lui, poate ar trebui să ne gândim și la dreptatea lui Dumnezeu, că ar trebui să vorbim și de Dumnezeu drept, care răsplătește și în funcție de investiție. Deci doar experiențe plăcute cu biserica? Da, sunt experiențe pe care eu le-am avut personal bune. N-ai avut niciuna așa mai eu puțin? Eu nu am avut... conflicte cu persoane sau... Dar nu, eu nici nu m-am gândit la conflicte, nu? Și nici n-ai auzit despre alții, deci biserică. Mai sunt care... Da, cum ai, că noi oricum discutăm deschis așa și nu știe lumea, nu dăm noi toate detaliile, că vorbim tot despre alții. Te-ai simțit mereu prețuit, apreciat în biserică? În mediul în care ai crescut? În mediul în care am crescut, da. Și m-a ajutat faptul că... Mă refer și acum la... pastor care se ocupa de biserică, era implicat și se ocupa de fiecare cât putea el, cât îi dădea Domnul putere și... Și acorda o oarecare atenție și tine. Da, exact. Oh, super, frumos. Uh-huh. Hai să încep cu tine să-mi spăl păcatele că te-am botezat. Zi, biserica ce-i, groapa cu lei sau ce? Nu. Ce tangență? Cum? De mic, la fel ca și... Jasmine, am fost crescut în biserică. În aceeași biserică? Nu, în altă biserică. Am crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și în biserică am crescut de mic, am slujit spunând poezii, cântând cu grupul. Le învățai pe de rost sau nu te chinuiai? La început, da, acum. După asta ți-ai dat seama că pot fi și citite. Auzi ce zice, că când eram mic, știi, le memoram. Acum fiind mai mare, dar mă mai complic cu chestiile astea, înțeles, da. Și acum ce memorezi? Acum nu memorez nimic deocamdată. Nu memorez nimic. Numere de telefon de la fete, adrese de e-mail? Nu, am înțeles, da, nici formule. Bun, ai crescut, scuze, da. Și? Și la o vârstă, zic eu, relativ... fragedă, am decis să slujesc pe Domnul și să mă dedic lui în totalitate, făcând și botezul. Și s-a schimbat ceva? Păi, nu știu, oarecum crescând într-o biserică, în biserică și într-o familie cu frică de Domnul, dar nu am fost total
nu știu, să zic, spânt în familie. Hai, sau, mă, lasă. Deci tu chiar ai așa o față de sfințișor, da, nu? Da. Dar zi-ne și nouă două figuri așa care le-ai făcut tu și nu trebuie să le știe nimeni. Nu au fost figuri așa, pe la școală sau... Am mai scăpat și eu câte o vorbă. De copia n-ai copiat? Ba da, la greu. Greu sau la greu? La greu. Când a fost nevoie. Și cam fost nevoie. Da. Păi care era logica să înveți? Adică dacă tu n-ai mai memorat nici poeziile din biserică, la ce să memorezi o formulă? Învățam la școală destul de bine, dar acordam atenție anumitor materii, nu tuturor materiilor. Sau... Da, unele chiar nu știi ce caut acolo. Da, da. Am înțeles, da, da. Deci cu un pic de copiat, niște cuvinte, așa. Părinții nu știau, normal. Mai știau de copiat. Da. Bun, hai să vedem tangența ta cu biserica și... Da, și eu tot de mic am fost crescut în biserică. Deci voi toți ați fost mici? Da. Hai să vezi. Mai de mult. Mai de mult, da. Și am început să activez în grupuri, în cor, în orchestră. Și da, am crescut în biserică doar că nu aveam viața predată. Însă de predată ani, rușilor sau cui? Da, predată lui Dumnezeu. Nu, acum, scuze-mă, nu, eu zic rău de felul meu, dar câteodată pentru noi un limbaj din ăsta este așa de accesibil, dacă se uită o fată de nu știu unde, că ăsta cui s-o predat, domnule, da, venit american, e ruși, eu știu ce-o fi în vremea când a predat lui Dumnezeu, da? Dar și ce înțelegi tu printr-o viață predată lui Dumnezeu? O viață în care nu mai încerc eu să dețin controlul, ci în toate încerc să urmez voia lui Dumnezeu și încerc să mă aliniez cu planul lui, pentru că știu că are un plan pentru fiecare dintre noi. Și am decis să aleg planul lui pentru viața mea și să nu încerc eu să dețin controlul, să nu încerc eu să fac lucrurile pe cont propriu. Așa cum vorbești relaxat, mi se pare că e foarte ușor ce zici, nu? Într-un fel, da, este ușor. Dar într-un fel este foarte provocator, foarte interesant în anumite aspecte. Pentru că fiecare zi, fiecare provocare din exterior care vine, poate lovi destul de rău în credință, în acțiuni și oamenii din jur se uită la mine și spun, uite, asta e un pocăit și uite ce face. Și atunci aici vin greutățile. Când oamenii din jur observă ceea ce facem și poate nu facem chiar cum ne-am dorit. Bun, în mod normal, ritualul este cam acesta. Îmi fac niște planuri, mă rog lui Dumnezeu să le binecuvinteze. Dacă le binecuvintează cum vreau eu, înțeleg că Dumnezeu este bun și mă iubește și e ok cu Dumnezeu. Ai avut surpriza să descoperi că tu ai făcut un plan și Dumnezeu are altceva în plan pentru tine? O, da. O, da, și? Mi-a fost puțin greu la început să mă trezesc și să-mi dau seama care direcția în care ar fi cel mai bine să merg. Doar dacă mie mi-ar fi plăcut să merg în poate cu totul altă direcție, dar am înțeles așa, de-a lungul timpului, în timp ce meditam la toate chestiile astea și în timp ce mă rugam, am înțeles care e de fapt direcția în care ar trebui să merg. Nu sunteți căsătoriți niciunul. Nu, e bine să știe cei care se uită, nu se știe niciodată. Deci, ca să-ți dau un sfat gratuit pentru viața de familie, dacă în viitor o să vorbești cu nevasta chestia asta, nevasta, ai 99% șansă să spună, mie spunem ceva concret, nu generalități. Da, ca să spun ceva concret, vorbeam despre slujba la care mă gândeam să merg, pe care urma să o... Practic, ce ai făcut? Voiam să mă duc la aviație. Avioane au mulți, să știm. Da, doar că piloți de linie e ceva așa mai interesant, oarecum. Și mă gândeam să mă duc în Germania la aviație, însă am realizat că asta mi-ar tăia din timpul de familie, de prieteni și chiar și de biserică. Și mi-am dat seama că pot să fac mai mult de atât, cu toate că asta era ceva ce îmi doream de 10 ani, probabil. Și rugându-mă am realizat că, de fapt, asta este voia mea
nu neapărat voia lui Dumnezeu, ceea ce m-a făcut să mă gândesc mai bine și să mă întorc, să nu mai merg la aviație. Acum sunt la informatică și... O să fac informație în aviatică, știi? Da. Deci cu capul nor, cu picioarele pe pământ. Ok. Bun. Haideți să facem o chestie interesantă. Acum voi trei sunteți... Deci sunteți în trei biserici diferite? Da. Super. Da. Și cum ați ajuns aici împreună? Suntem prieteni. Da. Deci există, sunteți prieteni și atunci, bun, m-ați salvat. E super. Sper să rămâneți prieteni. Astăzi sunteți comitetul oficial al unei biserici. Ce ați schimba în viața bisericii, Jessica? Nu ești prima femeie în comitet. Se mai poartă, da, printre puținele. Da, da. Acum, când mă gândesc la întrebarea asta, ar fi cumva... Nu, ideea este că nu criticăm pe nimeni, da, nu acuzăm pe nimeni, doar am intrat noi la bordul aeronavei și acum suntem noi la conducere. Nu îi criticăm pe ea, dar conducem în stilul nostru. Deci... Mă gândesc la ceea ce vrea Dumnezeu pentru biserică, pentru noi ca și trup. Că fiecare dintre noi este un membru din trupul lui Hristos. Așa, a? Și... Ești de acord cu Pavel pe chestia asta? Da. Și mă gândeam la biserica de la începutul din fapte, din Faptele Apostolilor, cum toți erau una, adică toți se ajutau când aveau nevoie de ceva, stăruiau în rugăciune, frângerea pâinii, în rugăciuni, erau cu totul devotați lui Dumnezeu și făceau asta cu bucurie și cu dragoste. Și în general cred că fiecare dintre noi putem să creștem mai mult în dragoste unii față de alții și asta până la urmă e împlinirea legii și mă gândesc acum la mine ce aș putea eu să fac într-o biserică, cum aș putea eu să mă implic sau ce aport aș putea aduce. Eu vin cu o întrebare concretă. Ce poate face o fată ca tine? Studentă ești? Studentă, da. Anul 3, informatică. Info, da, da. Deci voi chiar duci tu? Eu sunt agricultură. Tu agricultură. Deci tu pregătești terenul unde să polizeze exact, ei în caz că li se termine carosenul. E bun. Deci voi doi pregătiți avionul, el vă pregătește balta unde să coboriți. Bun, ne întoarcem la biserică. Ce poate face o fată în situația ta pentru generația în vârstă din biserică? În primul rând, poate să se roage pentru persoanele respective. Dă-le minte, Doamne, măcar la bătrânețe. Sau... Poți să arăți dragoste prin fapte. Să, adică ce ai putea face concret? Te duci la ei să îi încurajezi, să îi ajuți cu ce au nevoie. Ai fost vreodată așa la bătrâni? Am fost... Dar... Nu foarte mult. Nu foarte des și aș vrea să schimb chestia asta. Ai pierdut mult, să știi. Deci bătrânii sunt niște comori. Bine, comorile sunt niște comori, da? Chiar sunt fiecare niște... Fiecare om are valoare. Pentru că are experiența vieții, umblare exact cu Dumnezeu și toată cealaltă. Deci te rogi, faci ceva pentru ei. Mm-hmm. Ai îndrăznit să ceri vreun sfat vreodată de la un bătrân? Da. Adică dacă bănuiesc că vrei să te măriți. Vreau. Nu știu, anul ăsta, când o fi, dar oricum. Când vrea Domnul. Când vrea Domnul, asta este răspunsul clasic, dar și tu când ai vrea, dacă Domnul ar vrea cum vrei tu? Eu las în mâna Domnului. Că... Las în mâna Domnului, da. Teriști, adică nu. Nici nu vrei departe, nici aproape. Aproape, departe, în ce sens? În timp, așa. Dar anul ăsta, dacă Domnul ți l-ar aduce pe un avion din ăla, că toți suntem cu avioane în emisiune, ai urca la bord, sau? Dacă Domnul... mă îndrumă spre lucrurile acelea. Eu, de fapt, este și... un lucru sensibil, că până la urmă... Da, să vedem cât e de sensibil. Căsnicia are rolul de a fi și de a aduce slavă lui Dumnezeu și mă gândesc la, la un podium, adică... Deci vezi că ai doi băieți lângă tine, ei când aud că tu te căsătorești, aduci slavă lui Dumnezeu, la ce se gândesc ei? Depinde de fiecare. E treaba lor ce gândesc, nu? Așa, când mă gândesc la slavă lui Dumnezeu,
prin ceea ce fac eu, prin acțiunile mele, prin vorbele mele și, cum să zic, astea împreună cu partenerul. Și apoi cu copiii, familie lărgite. Da. Da, vezi, tu aduci un concept foarte interesant. Acum, pe bune, dacă îmi faci un sondaj de opinie, cât s-o căsătorit având în minte slava lui Dumnezeu și Dumnezeu, s-ar putea să ai surprize foarte mari, știi, să sărbătorești schimbarea la față mai repede decât e necesar. Dar, într-un fel, am frământarea asta. Pentru că dacă aș lua, să zic, clasicul vostru, că există un clasic. M-am născut în familie cu oameni temători de Dumnezeu, m-au învățat, am cercetat, am ajuns și eu la concluzia asta. Cam tot asta ni se spune în tinerețe, că noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu, trebuie să trăim în voia lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu. Și interesant că în momentul în care te însori, te măriți, parcă la unii se schimbă total. Adică nu mai are nimic slava lui Dumnezeu, păi numai bucuriile noastre, plăcerile noastre, mofturile noastre, casele noastre, avioanele noastre, știi? Și atunci eu mă gândesc, așa am fost pus în situația, zic, băi, ca să nu incurg pe ăștia ca slujitor, înainte de căsătorie le dau tot cu împărăția lui Dumnezeu pe primul loc toate celelalte, după ce se căsătoresc, faceți ce vrea mușchii voștri sau ascultă din nevastă ca să fii și tu fericit. Și dacă Doamne ferește, unul se duce mai repede și mai rămâne unul, zic, moșule sau care o rămas, zic, auzi, pentru slava lui Dumnezeu împărăția. Deci e foarte interesant așa logica asta, fără logică în lumea evanghelică. Încep trăind pentru slava lui Dumnezeu, punând împărăția prioritară, cum sunteți voi acum, da? Voi sunteți în etapa asta, împărăția lui Dumnezeu, voia lui. Apoi intru în viața de familie în care se pare că totul gravitează în jurul familiei mele, nu zic a mea, că atunci sunt chiar egoist, ci să fiu altruist, în jurul familiei mele. Și când se întâmplă ceva cu familia, oh, pentru slava lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesantă paranteza asta? Da, e interesant. Deci, și dacă totuși ai urca, ce ai urca, pilot sau copilot? Te referi la... La viața de familie, cam pe acolo suntem. Copilot. Copilot. Mm. Dar n-ai urca cu orice pilot la... Nu. Da? Adică ce ar trebui să aibă pilotul ca totuși tu să urci acolo? Păi, în primul rând, să aibă o relație cu Dumnezeu și să fie autentică. Să se vadă asta, că îl iubește pe Dumnezeu și prin felul în care... Și cuvinte folosește, autentică, să se vadă. Băi, fată, ai niște pretenții. Bun, Dumnezeu e mare, stai, deci nu te descurajezi. Așa, îmi place, și? Și eu mă gândesc la căsnicie ca un podium sau mă gândesc la ilustrația în care Iisus s-a urcat într-o barcă ca să vorbească mulțimii. Ei bine, căsnicia e barca sau podiumul pe care stă Iisus. Ca să slujească pe alții. Și ce beneficiază cu barca? Păi, asta o să fie răsplata în cer. Asta știu eu. Deci, tu știi istoria adevărată, nu? După ce a folosit barca să vorbească altora, a zis, acum mergem împreună la pescuit și umplem de pești. Deci Iisus nu rămâne niciodată dator. Hai că băieții deja se supără că vorbesc mult cu tine, așa în privat și ei, de ce stau aici de decor. Uite, gândește-te la o întrebare, asta este o întrebare tricky, știi? Dacă ai urca împreună într-un avion cu un pilot care are pregătit parașuta de catapultare, cum se zice? Da. Da. Și când apare un necaz, trage de manetă și zboară. Ești în comitetul bisericii. Zi, Daniele, înțeleptule. Păi, în primul rând, aș schimba sau aș implica mult mai mult și tinerii în... Deci primul sfat de la mine, un bătrân, nu folosi cuvântul schimbare. Da. Deci n-ai schimba. Nu aș schimba, aș implementa o altă... Gata, sunt altfel. Când e vorba de schimbare, gândire, facem alergie. Și aș implica tinerii împreună cu cei mai în vârstă, cei mai înțelepți, în nu neapărat conducerea bisericii, dar în organizarea ei. Adică ai vrea să știi și părerea tinerilor un pic? Da, dar nu neapărat în lucruri care țin de tineri, de tinereți și de... Măcar în alea. Da, da. Ar fi o... Care ar fi unul din domeniile astea? Păi, nu știu, organizarea serviciilor, să nu mai fie la fel de monotone sau cum... Nu știu cum să... Ci că știi, hai să luăm o pauză, publicitară. Doi copii vor să vadă ce se întâmplă într-o biserică.
nu au avut îndrăzneală să intre în biserică și atunci să se uite ei pe geam, știi? Geamurile și mai nespălate, mai nu știu ce, o lampă înăuntru. Și mai micuț, dai vine la unul idee, știi cum? Că fii atent, tu te urci pe spate la mine, eu te ridic, te uiți pe geam și vezi ce fac acolo. Îl ridică ăsta, ăla tot stă. Păi zice, nu mai pot ce fac. Zice, nu știu, e lumina slabă, nu prea îmi dau seama ce fac, dar sigur nu le place. N-ai vrut să zici nimic de chestia asta. Ba da, și de chestia asta. Adică te gândești că dacă ar intra cineva într-o adunare... Să vadă un fel de bucurie pe care o au tinerii, copiii în general, să fim... Adică nu tot timpul îi priveghi la biserică. Da, ceva de genul. Ceva de genul, bun. Da, da. Păi nu, și ce te împiedică să zici, fraților, priveghi am avut săptămâna trecută, nu putem să avem o nuntă săptămâna viitoare. E cam riscant, da, e cam riscant. Depinde de... Bun, că e cam riscant. Spune-mi, oricum nu se uită, nu știu cine, știi, să... ne bage în seamă, sau dacă se uită, ne etichetează, zice, vai așa mari de capul lor, dar noi vorbim, cum măcar ne place. Tinerii au curajul să abordeze conducerea bisericii? Și da, și nu. În general nu prea au. În general nu. De ce? Pentru că în unele cazuri nu vorbesc despre o anumită biserică. Sau nu, și sunt... niciun caz despre voastră, da, că acolo e bine. Da, da, nu sunt lăsați și... poate nu au o relație suficient de bună cu Dumnezeu ca să se implice în așa ceva. Deci ar trebui ajutați pe partea aceasta. Oarecum să fie deschiderea mai mare. Din... Da, și să poate să dezvolte o relație după Scriptură cu Dumnezeu. Eu? Ce aș aduce în plus? Nu știu, în plus, în minus, eu de unde să știu. Cred că ar fi... ajutarea tinerilor. Pentru că de foarte multe ori ne este spus în mare ce trebuie să facem așa, doar că nu se intră în amănunte. Și putem să întâlnim o grămadă de situații în care nu știm ce ar trebui să facem. Ni se pare că un lucru este bun sau nu știm dacă altul este bun. Și cred că ar trebui abordate teme specifice pentru tineri, de viața tinerilor, cum ar fi, nu știu, liceul, cum să te păzești de anturaje sau cum să verifici dacă o persoană este bună ca pentru a-ți fi prieten, nu neapărat... Faci parte dintr-o gașcă, dar, nu da, faci parte. Da. Înveți o materie sau nu vezi, dar astea alte treabă. Da. Și... cred că, din nou, cum am putea să fim de folos, adică mai de folos în biserică, pentru a nu fi doar spectatori într-o biserică. Vreau să verific din perspectiva ta, că nu toți vorbim din perspectiva noastră. Mi-am dat seama cu câtva timp în urmă, cu puțin timp în urmă, nu mi iese nici acum, deci, dar măcar realizez, și am zis așa ca slujitor. Nu, ca vorbitor, ca predicator, cum vreți să spuneți. Am zis, uite, mă uit la mesajele mele care transmit niște principii foarte bune. Bănuiala mea care a fost până în urmă câtva timp, că eu vin și vă spun principiile, că voi, când ieșiți din biserică, vă puneți mintea la contribuție, vă rugați, Doamne, ne-a spus astăzi predicatorul nostru să facem bine. Și acum voi vă gândiți cui să fac bine, când să fac bine, cum să fac bine. La un moment dat mi-am dat seama că nu știu dacă voi neapărat veniți la biserică să primiți teme de casă. Și nu știu dacă voi când ieșiți din biserică chiar vă frământă mintea atât de mult cu chestiile astea. Și atunci am zis, poate dacă eu aș enunța mai în scurt principiu, Dumnezeu ne cheamă să facem bine semenilor, uite ce idee mi-a venit mie pentru săptămâna viitoare. Du-te și ajută pe o bătrână să-și prășească alea trei rânduri care nu poate, da? Dar nu înseamnă că e ideea mea bună. Eu îți dau o idee, dar dacă nu funcționează ideea mea sau nu-i bună ideea mea și ai una mai bună, du-te cu ideea ta mai bună. Dacă nu-ți vine nicio idee mai bună, încearcă până duminica viitoare pe a mea. Da, ar fi interesant așa anumite exemple în situații, pentru că
acum în societatea în care trăim sunt foarte, foarte multe influențe și din partea altor religii, ceea ce ne face uneori să ne pierdem probabil în multitudinea de idei care există și nu mai știm exact ce vrem să facem sau ce ar trebui să facem. Acum știi că noi și pe Pavel și pe Domnul Iisus îi cităm când vrem noi, știi? Citându-l pe Pavel că mă apăr slujba mea și a colegilor mei, o să vin cu partea cealaltă. Îți dai seama că ne este destul de greu să ne punem în papucii voștri. Ca să gândim practic, noi trebuie să fim în papucii voștri, că atunci să... Da, știu că voi îmi puteți replica, bun domnule, dar de ce ești păstor? Să-ți cunoști oile pe nume, să cutare sau așa, sau aș putea să vin să te întreb. Și din nou vin la tine și zic, atunci, de ce nu mă abordezi tu să-mi spui chestia asta? Da, asta trebuie să fie așa o comunicare între cel care învață și cel care este învățat. Bun, sunteți în comitetul bisericii, cum încurajați comunicarea între membri? Între membrii, între ei și între conducere și... Cred că ar fi foarte bune întâlniri pe care să nu se discute teme generale, ci concrete. Și teologie pură. Da, da ci teme concrete. Ce faci? Uite, săptămâna asta am fost la școală și am copiat. E bine sau e rău sau chestii de genul. Sau, nu știu, îmi place de o fată, îmi place de un băiat. Ce ar trebui, care e următorul pas? Sau ce Dar ar trebui voi ați să fi fac? Deschis să discutați lucrurile astea. Sigur. Dacă am primi, nu știu, o deschidere necesară și din partea celui cu care, sau, nu știu. Adică ce ar trebui să știi tu despre mine ca să vorbești deschis cu mine? Păi, poate că ați fost și dumneavoastră ca noi. Sau să ne... sau mai prăpădit, nu știu, acum ce vrei să mărturisesc eu la vârsta mea toate minunile sau cum? Nu, dar... Ar ajuta. Zice, nu, dar ar ajuta, da. Deci ideea că eu apar în fața voastră așa ca un sfânt din ăsta, un neprihănit care n-am greșit niciodată, n-am făcut nicio chestie, nu te ajută? Nu prea. De ce? Nu știu, mă gândesc, deci, că n-aș putea să ajung la nivelul acela niciodată. Și atunci ăsta care niciodată n-a copiat, am copiat, da, trecem peste asta, da, nu? Adică aveam, mă opresc dacă nu știu ce mă aude, da? Am trecut și eu pe acolo, da? Mi-a plăcut să învăț. Da? Câteodată nu vedeai logica la unele chestii, da. Cum zici tu, știi, și atunci dacă te invita profesorul să te inspiri din tot ce ai, păi aveai și carte, aveai și caiet, aveai cum să nu asculți rugămintea profesorului. Ai văzut că ne găsim scuze. Dar, da, nu poți să mărturisești toate, dar poate câteodată ar trebui să fim și noi vulnerabili și să spunem, bă, oameni buni, cu rușine, nu? Am trecut și eu pe acolo, nu chiar îmi place, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am ieșit de acolo. Uite. Ce pot să înveți tu de acolo? Ce pot să înveți tu de acolo, da? Da. Și mai ales dacă îți spun, știi, ce cred eu că v-ar ajuta pe voi, pe termen lung. Eu care, să zic, am ieșit dintr-o chestie de 25 de ani. Și la modul sincer, de 25 de ani suport consecințele. Dacă vă gândiți la ce consecință, că pot ajunge într-o chestie din asta unde nu m-am gândit niciodată, într-o emisiune și tu un pic mai tupeist acum cu mine, că asta e generația voastră, zici, bă, frate, lasă tot pologia asta, adică nu o să zici chiar așa, știi, cu toată teoria. Spune, mă, ai copiat sau n-ai copiat? Și eu trebuie să trec încă o dată prin rușinea aia să spun, bă, ce să spun, am copiat. Și de 25 de ani mi-e rușine de chestia asta, că de ori de câte ori vin să-ți spun principiu. Zic, bă, da, principiul este, tu l-ai călcat, e bine că ai scăpat de asta, dar la CV-ul ai. Și de fiecare dată va trebui să vă spun cu rușine, da, eu am fost pe acolo. Și atunci spun, Jessica, Dumnezeu ne iartă cu tare, dar nu trebuie ca mine 25 de ani să porți chestia asta. Exact. Deci în timpul ăsta ești iertat, ești binecuvântat de Dumnezeu, dar oricând te întreabă cineva... Zice, am fost și eu acolo, asta este, m-a scos Dumnezeu acolo, dar am fost acolo și o am la CV, ne place sau nu, poți avea și CV-ul și fără. Deci, ea tot, n-am uitat, deci eu nu uit așa, zi, el care vrea să fie pilotul, dar are parașuta pregătită dacă apar turbulențe. Și eu ce aș face? Sau? Da, te-ai urca cu el la bordul avionului pentru următorii 75 de ani. Dacă știi asta dinainte, nu. Dar de ce nu zici mai hotărâtă? Spun. Și mă gândesc la
lucrurile pe care, dacă le știi dinainte, atunci te-ai păzi. Deci tu nu vezi viața de căsătorie o călătorie în doi, atâta vreme cât cerul e senin? Nu, nu în sensul ăsta. Că știu că o să fie și greutăți și probleme și... Dar de unde știi? Pentru că am văzut în multe cazuri. Da, bun, dar la tine nu o să fie așa. Și la mine o să fie... Nu, la tine o să fie altfel. Nu. O să fie ca la voi, nu ca la ei. Știu. Da, 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 deci asta, nu? Dar tu ziceai în sensul că el, adică, na... Da, el când vede că apar turbulențele, te binecuvintează și se parașutează. Și tu rămâi cu Iisus. E bine să fie amândoi împreună și... Și la bine, și la greu. Da, exact. Și până la urmă, asta e pe viață și... Nu, că fii liniștite, nici băieții nu arunca cu o fată când e vorba de căsătorie, care ea tot timpul are mâna pe manetă că ea pleacă. Pentru că ideea este, dacă eu aș vrea viața doar cu Iisus, rămân doar cu Iisus. Da. Iar dacă vreau viața și cu cineva, atunci o împărțim cu Iisus și cu celălalt, și la bine și la greu. Exact. Și mai e și partea de slujire, că slujești pe celălalt și ești dispus să sacrifici din ceea ce ai sau anumite lucruri. Bine, dar aștept și un pic de sacrificiu și din partea celălalt. Acum sunt așteptări de care zici tu. Și dacă nu se știu aceste așteptări, atunci devine, de fapt, se face un conflict. Se face un conflict, nu intrăm în asta. Tu cum stai cu fetele? Eu stau bine. Aștept. Ce aștepți? Venirea? Nu, mi-am plănuit să stau deocamdată deoparte până termin facultatea. Și poți? Sau e ușor? Sigur, sau... Deocamdată e bine, deocamdată e ok. Da, nu spune el tot. Dar da, mă gândeam la chestia asta pentru ca să pot să fiu sigur că eu îmi fac partea mea așa cum trebuie, pentru că, da, cum spunea și Jessica, fiecare trebuie să își facă partea lui, chiar dacă are așteptări de la celălalt, trebuie să își cunoască fiecare rolul. Bun, tot de la tine mi-a ridicat mingea la fileu cu onestitatea. Eu atât de mult am auzit chestia asta care sună așa foarte fain, știi? Că îmi doresc o fată să aibă o relație cu Dumnezeu mai bună, să mă ridice sau nu știu ce. Și am zis, de ce nu ai putea să spui, îmi doresc o fată care, din punct de vedere al nivelului profesional, să fie la fel ca mine? Mi se pare onestitate, nu? Eu sunt de nota 10, ea de nota 10, adică de ce să am eu fată de nota 10 dacă eu sunt de nota 5, da? La orice nivel. Îmi doresc relația ei cu Dumnezeu să fie cel puțin ca a mea. Mi s-ar părea și mai onest decât tot așa să vedem harul lui Dumnezeu în toate, dar tot la mine harul lui Dumnezeu, la celălalt muncă, știi? Da, este interesant așa abordarea, adică... Păi poți să mă contrazici. Mulți își doresc ceva mai bun decât ei. Da, eu cred că într-o căsnicie nu este despre a primi, ci despre a da. Ceea ce, e și, dar la vârsta ta e ok, cum zici. Dar cred că, în primul rând, ar trebui fiecare să-și facă partea lui și să știe relația cu Dumnezeu la un nivel crescând. Fii atent, hai să-i facem un cadou lui Daniel. Ia spune care o să fie partea lui în căsătorie. Ești gata să iei notițe? Ba, gata, bun. Dă-i că el ia notițe. Partea ta va fi să conduci familia. Și nu doar să conduci, ci să și fii tras la răspundere pentru... Mamă, de mai faci. Se conduce. Nu, adică drumul căsătoriei astea e chiar frumos. Fără gropi, fără curbe, fără ceață, fără indicatoare false. Uneori trebuie să știi și să oprești la roșu și să aprinzi reflectoarele de ceață și să pornești ștergătoarele pentru că nu o să mai vezi clar. Deci să-ți dau eu un sfat practic, știi că el acum iară vine cu principii. De câte ori nevasta trece prin fața ta, ori ai cedează trecere, ori stop. E clar, da? Deci, da. Ele au prioritate, adică ele sunt pentru cu prioritate și trebuie să circule normal. E bine, cum a zis? Da. Să fac aplicația. Bun, bine. Tu cu fetele? Ia, zi că acum nu se uită părinții. Nu stau nici cum, este o... Bun, dar te gândești un pic în viitor? Da,
ca orice tânăr de altfel. Ca orice tânăr normal, dar ce te rogi, Domnului? Doamne, scoate-mi un cale când hotărăști tu. Este... Vrei neapărat să apară cu o anumită rochie, cu... Nu, te duci chiar până... Și cum o să o scoată în cale? Păi nu știu, cum consideră el. Bine, nu aștept nici să mă scoată doar Domnul și o să stau liniștit, să nu... Bun, să nu ți-o scoată în cale într-o intersecție, știi? Păi da. Și tu să ai drum cu prioritate și ia stop și să o scoate Domnul în cale. Că nu știu dacă e de la Domnul, știi, când sara ierpegurile, da. Să fie... Fetent, hai să facem o chestie din asta interesantă. Să presupunem, nu se va întâmpla asta, e clar că nu se va întâmpla asta, să presupunem că ți-aș zice, domnul Daniel, fă-o cum vrei tu și eu îi dau viață. Cum ai face-o? Nu știu. Da. Asta nu știi, e o chestie gravă, da, ia să vedem. Aș face-o... Frumoasă, înțeleg? Da. Da? Care e o chestie relativă, da? Mi se pare foarte fain principiul pe care l-a spus dumneavoastră și nu m-am gândit niciodată la... la el, dar ar fi, de acum înainte ar fi o dorință pe care aș spune, o să fie la fel ca mine. Deci, la ora actuală, dacă ai găsi o fată la fel de, hai să folosim un termen exagerat, la fel de pocăită ca tine, ai fi ok? Da. Bine, să fie mai pocăită ca mine. Na. Deci, ca principiu. Bun, dar zi-mi e varianta că tu ești băiat deștept, da? Deci, tu vrei o fată de nota 10. De nota 10, da. 10 plus, da? Dacă nu se poate de 10 plus, am văzut că el nu se poate de 10 plus, o vreau de nota 10. Bun. Să zicem, nu e cazul tău, dar hai să ne asumăm, să zicem că tu la ora actuală îți dai nota 8.50. Nu. 8.50. Da. Bun, hai să, bun, 8.50. Fata e de 10, deci pe principiu harului Dumnezeu ți-o poate face cadou în mila lui și bunătatea lui. Întrebarea mea este de ce să fie Domnul bun cu tine și rău cu ea? Adică te binecuvintează pe tine și o nenorocește pe ea, da? Nu mi se pare normal așa. Ce șansă ai tu, băiatul de 8-50, să te căsătorești cu o fată de nota 10? Nu știu, dacă aș putea să mă ridic pe viitor la nivelul ei... Dar ți-am spus că tu ești deștept. Adică asta îi spui, băi, frate, eu nu putem să ne căsătorim acum, sau nici nu pot să... Acum, pentru că eu sunt la nivelul ăsta, nu vreau să te cobor, vreau să fiu cinstit cu tine, dar ascultă-mă. Eu în 7 luni și jumătate, unde sunt? Acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci mi se pare cinstit, nu? Da. Bun, dacă marea ta calitate este lenea, iar apelezi la harul lui Dumnezeu. Dar dacă spui, cu ajutorul lui Dumnezeu ajung acolo, mi se pare absolut normal. Da. Și aici, ca o paranteză, mă gândeam la nota 10, că nu poate fi nimeni perfect și Iisus e de nota 10. Chiar mai mult. Și mă gândesc la, e foarte fain cum ai spus, și la așteptările pe care le ai și la nivelul la care tu poți să ajungi și să te pregătești în perioada asta, că nu mai vine înapoi și sunt o grămadă de lucruri pe care poți să le înveți. Bun, dar cred că ai observat că eu niciodată nu mi-a ieșit pe gură termenul de săvârșire. Da. Că desăvârșire nu există, deci atunci nu ne mai căsătorim în veci și dacă găsiți o fată perfectă, nu vă căsătoriți cu ea. De fapt, eu băieților le spun, ca și fetelor, să vă feriți de două categorii de tineri. Prea pocăiți și nepocăiți. Noi intrăm în detalii că s-ar putea să lungim prea tare emisiunea. Dar eu când spun nota 10, am în minte potențialul maxim pe care îl ai tu în stadiul prezent. Acum e foarte ușor să aplicăm în școală, că voi sunteți cu școala, da? Spuneți-mi ce înseamnă să fii de nota 10 în clasa 1? Să știi alfabetul. Bine, mai mult de atât, doar. Cred că ai așteptări mari în clasa 1 alfabetul. Acolo o liniuță sau asta, nu mai știu, se învață la grădi acum, la grupa pregătitoare. S-au mai schimbat. Bun, să zicem, deci dacă zici A, B, C, D, ești de nota 10, da? Ce înseamnă să fii de nota 10 în a 5-a? Ce înseamnă să fii de nota 10 când îți dai doctoratul? Asta, apropo, și în viața de credință, acum eu pot să-mi asum chestia asta, voi nu, trebuie să fiți înțelepți. Din nefericire, noi avem chiar în biserici oameni care au îmbătrânit și nu s-au maturizat. Și unii chiar au pretenții, spun, dom'le, sunt de 40 de ani în biserică. Super! Deci știi ce frumos știu să spun alfabetul.
la care eu cumva influențat de Pavel, zic, băi frate, alfabetul trebuia să-l spui acum 40 de ani. Deci dacă am discutat în urmă cu 40 de ani, te-aș felicita cât de ușor ai prins ABC-ul creștin. După 40 de ani de umblare cu Dumnezeu, nu știu, nu facem chiar hrana aia tare, dar poate că ar trebui să discutăm un pic mai mult decât ce culoare au pantofii ei când au venit vineri seara la tinerețe. Vezi, am zis-o și pe asta și nu mai trebuia să o zic. Bun, deci la bătrânii nu le-ați dat sfaturi că n-aveți voie. Le dați ceva sfaturi la tineri din generația voastră? Așa, un gând concret? Sunt acolo în cameră, toți vă urmăresc, puteți să vorbiți la băieți, la fete. Cred că un sfat de la mine ar fi să se implice mai mult, chiar dacă nu sunt chemați din afară, adică de la cei mai mari. Da. Și să se implice fără să aștepte anumite rezultate. Adică feedback-ul acela pe care îl primesc, ori de la păstor, ori de la cei din comitet, ori de la cei care... Deși ar fi fain să-l primească, da, mai ales pozitiv, da. E foarte, foarte util feedback-ul, doar că nu întotdeauna vine și aici foarte mulți tineri se descurajează și renunță la ceea ce fac poate chiar bine, pentru că nu văd neapărat rezultatele imediate. Și asta ar fi sfatul meu, să continue, chiar dacă nu ceilalți nu văd ceea ce fac, atâta timp cât au încredințare. Și dacă el nu e chiar expert în domeniu, chiar să înceapă așa, cum știe? Da, pentru că încercând poate să primească, să adune experiență. Tu așa ai început, ca expert în IT sau cum? Nu, am început de la un nivel foarte jos. Ai dat și tu acolo pe... Foarte greu mi-a fost, mai ales la început, când aveam ideea de bază, doar că nu știam cum să o aplic. Și la un moment dat mă gândeam dacă într-adevăr asta e ceea ce trebuie să fac sau a fost doar așa ceva de moment sau poate ar trebui să mă schimb. Însă am continuat și de-a lungul timpului am întâlnit și oamenii potriviți care să mă ajute, să mă îndrume, să-mi dea sfaturile de care aveam nevoie și să nu doar să-mi dea sfaturile, ci să fie lângă mine, să îmi arate exact ce trebuie să fac, uneori să fac oarecum pentru mine sau oarecum împreună cu mine, dar în mai mare măsură. Dimineață vorbeam cu cineva și spuneam, dacă vrei să nu ai dezamăgiri, nu porni cu așteptări. Dacă n-ai nicio așteptare, ce faci? De dragul Domnului, o lucrare mică sau mare, ți se pare importantă, lipsită de importanță, dacă n-ai așteptări, nu poți să ai dezamăgiri și orice feedback, cât de mic ar veni, e pe plus, că n-ai așteptat nimic. Aștept 0, dacă ai primit 0,5, deja ești pe plus. Pe cine și ce sfătuiești? Eu îi sfătuiesc pe tineri să-L caute pe Dumnezeu din toată inima, să investească în relația lor cu Dumnezeu și să ia în serios lucrul acesta. Tu asta zici că așa trebuie în emisiune, ți se pare, sau chiar tu crezi în chestia Eu asta? Eu cred în chestia asta și adică lucrul acesta m-a ajutat pe mine și în viață o să dai de probleme și de greutăți și nu mai știi la cine oarecum să apelezi. Sau știi, dar tu apelezi la oameni sau te agăți de anumite lucruri care nu ar trebui. Care uneori, oricât ar fi de sincer, sau dacă ar fi sincer, spunem, bă, chiar nu știu, adică mă depășește. Asta e mare lucru să spui că nu știu, mă depășește, e o chestie foarte faină. Pe tine te-a sfătuit cineva, frate, în direcția asta? Te-a încurajat? În direcția de care zic? Da, da. Da. Da? Uh-huh. Și? Și m-a ajutat mult. Te-a ajutat? Da. Și asta e ceea ce o să vă ajute pe voi să creșteți în relația voastră, să... Cumva să nu mai căutați după lucrurile lumești ca să vă împlinească și adevărata satisfacție în Iisus. Asta, cred. Bun, asta tu le-ai zis-o fetelor, nu? Și tinerilor. Bun, băieții, aștepta să le zici ceva, cum să prinde ei câte o fată bună. Asta v-am spus. Tot așa, cu Iisus. Da, cu Iisus te ajută și la fete bune. Să știi. Eu le-aș da un sfat tinerilor să încerce, pentru că este foarte greu, mai ales în vremurile pe care le trăim noi, să încerce să-și construiască de tineri o relație cu Dumnezeu și să-și caute ori în biserică, ori între prieteni, pe cineva cu care să poată să discute mai mult pe problemele lor, pe
în probleme cu care se confruntă, pentru că și la liceu și de obicei la liceu încep problemele când pleci de acasă, nu mai ești la școală, la sat sau și ești singur în oraș sau să se gândească încă de atunci la ce consecințe pot veni după anumite lucruri pe care le fac și să discute problemele pe care le au. Pe tine văd că te influențează domeniul. Tu zici că ce ai semănat toamna culegi la anul sau cum? Nu, culegi, depinde când culegi. Depinde de sezon, da. Depinde de sezon. La unii mai repede. Da. Și să încerce să discute problemele pe care le au cu persoane care au trecut deja prin ele. Dar încă n-ai găsit secretul cum să semeni grâu și să culegi porumb? Nu. Mai interesant. Ce semeni mai culegi? Da. Mereu. Bine, câteodată o recoltă foarte bogată. Da. Știi, interesant că noi în cele pământești, poate din pilda Domnului Iisus Hristos, asemănătorului, toți am alege și a dat rod de 100 de ori mai mult. Când semănăm lucruri rele, în mod normal am aștepta să nu iasă nimic, iar dacă iese... Să fie doar de... Cât, da. Adică consecințe cât de puțin. Da, citeam recent, cineva spunea, nu mai știu cine, că toți avem libertatea să alegem ce facem, dar niciunul nu avem libertatea să alegem consecințele care vin, ceea ce facem. Și ne place sau nu, fie că suntem tineri, fie că suntem în vârstă, că suntem, hai să spun așa, laici slujitori, dar nu cred în laici slujitori, cred într-un popor al lui Dumnezeu în care toți slujesc, avem privilegiul să ne inspirăm din Dumnezeu, să primim puterea Lui, înțelepciunea Lui și avem și responsabilitatea de a purta consecințele. Tare mult mă bucur că tinerii nu sunt doar viitorul bisericii. E adevărat, dacă Dumnezeu va mai ține lumea aceasta și ține pe ei în viață, ei vor fi în viitor mai mult decât noi și ne rugăm ca bisericile în care vor fi ei în viitor să fie pline, să fie și pline de viață, pline de prezența lui Dumnezeu, locuri în care fiecare persoană care se duce acolo îl poate descoperi pe Dumnezeu, poate primi încurajarea, mustrarea, mângâierea lui Dumnezeu, dar până la viitorul acela, care noi ne-am dorit să fie foarte, foarte apropiat, nu îndepărtat, ne bucurăm de tinerii pe care îi avem astăzi în biserică și vă încurajez încă o dată să îi prețuiți. Nu așteptați în ei desăvârșirea, pentru că nici noi n-am fost niciodată desăvârșiți, nu vom fi cât vom fi în lumea aceasta. Noi mergem spre desăvârșire, dar nu vom fi desăvârșiți. Dacă sunt anumite greșeli, încercați să-i ajutați să repare, dacă nu au curajul să se implice în ceva, aduceți-le aminte ceea ce atât de frecvent ați pomenit în viața voastră, că Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe, să nu vă fie greu, să nu vă fie teamă să-i întrebați. Ei chiar sunt binecuvântați de Dumnezeu, avem foarte mulți tineri în care Dumnezeu a turnat un potențial deosebit. Păcat că îi folosește atât de mult societatea și îi folosim atât de puțin noi. Poate pentru mine, ca om în vârstă, surpriza mea este să mă duc într-un magazin, să mă duc într-o întreprindere, să mă duc într-un domeniu, în societate și când aș vrea să stau de vorbă cu șeful sau cineva, să apară în fața mea așa câte un copil din punctul meu de vedere care mă gândesc ce știe ăsta, eu am cerut să vorbesc cu altcineva. Deci pe de o parte societatea, cam toți știm, societatea profită la maxim de tineri și încearcă din perioada aceasta a tinereții să ia tot ce poate din ei, iar biserica uneori, nu știu, parcă nu a priceput că tinerii chiar sunt o forță și o să repet ceea ce spunea Ioan. V-am scris tinerilor pentru că sunteți tari, adevărul lui Dumnezeu este în voi. M-am bucurat că v-ați făcut timp să veniți. Sper să nu vă pară rău. Mie îmi pare bine. Nu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Nu. Fiți în continuare o binecuvântare pentru alții și dacă unii vă cheamă să faceți ceva și puteți să faceți, faceți cu bucurie și dacă nu vă cheamă, faceți voi. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, faceți voi și în felul acesta ne ajutați și pe noi. Știți, noi mai zicem așa, noi la teorie suntem buni bătrânii, nu prea le avem noi totdeauna cu practica. Noi tot mereu am spus că tinerii sunt motorul și noi suntem, sper că nu frână. Adică noi suntem cu direcția, știi, voi cu energia, noi suntem cu direcția, dar poate fiecare, dacă punem un pic, lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă viața și El o conduce bine. Asta vă spun doar din Scriptură și din experiență. Când te duci pe mâna lui Dumnezeu, întotdeauna ai de câștigat. Nu întotdeauna ce vrei tu,
ci întotdeauna ce vrea El. Ce vrea El și întotdeauna este mai bine. Încă o dată mulțumim frumos că ne-ați ascultat. Mulțumesc frumos. Binecuvântarea Domnului.